modalității de circulație a acestor date la nivel național, la nivel european și, bineînțeles, la nivel internațional. Nu este un obiectiv al legislației, propus prin legislația a Uniunii Europene, acela de a bloca piața internă și cu atât mai puțin nu își propune Uniunea Europeană să genereze astfel de dificultăți la nivelul statelor membre, respectiv la nivel internațional. Abordările sunt multiple și am convingerea că în sală sunt distinși colegi cu foarte multe specializări. De aceea am convingerea de asemenea că sunt între dumneavoastră colegi care abordează politologic problema, sociologic, economic. Am avut de puține ori în sală colegi care și-au desfășurat activitatea în zona religioasă. Partea filozofică a fost destul de des reprezentată și, nu în ultimul rând, aș spune eu că este această componentă juridică de care noi ne ocupăm. Aș vrea să nu ezitați, în momentul în care dumneavoastră aveți întrebări, să nu ezitați să le formulați. De la început stabilesc, este o conduită care deja a devenit cunoscută în mediul academic, dar nu numai, în mediul practicienilor. Nu cred că este cineva la această etapă care să poată pretinde că răspunde la toate întrebările, are toate informațiile pentru a răspunde la toate întrebările. Motiv pentru care nici eu nu cred că astăzi voi putea răspunde la toate întrebările, dar încerc măcar să vă dau unele soluții. De ce vă spun asta? Pentru că acum suntem în situația de a analiza unele activități care s-au derulat, unele sunt în derulare. Activitatea aceasta online a dobândit dimensiuni pe care nu ni le-am imaginat în anii anteriori. Și spunea cineva la o dezbatere la care am participat în urmă cu 2 săptămâni la nivel național, faptul că ne sunt oferite foarte multe posibilități de a comunica online. Și a ridicat o problemă acolo, acea distinsă personalitate. Și anume, nu am cerut permisiunea și de aceea nu pot să-i invoc numele aici. Oare toate aceste posibilități tehnice ne sunt oferite într-adevăr gratuit? Știm cu toții care sunt modalitățile de stocare a informațiilor pe care noi le furnizăm platformelor care găzduiesc astfel de intervenții. Și nu mă refer la intervențiile noastre în cadrul centrului de formare. Eu mă refer la ceea ce se întâmplă la nivel național, în învățământul de la toate nivelurile, care învățământ se desfășoară într-un procent foarte mare în mediul online. Trebuie să ne punem astfel de întrebări și, spuneam, să le judecăm cu echilibru. De ce? Pentru că rezultă cu claritate că sunt foarte multe reguli pe care trebuie să le respectăm, dar deopotrivă sunt și foarte multe excepții. Și pentru că dumneavoastră sunteți preocupați de practica domeniului, trebuie să vă aplecați cu toată și în ce mă privește, mă aplec cu toată atenția și asupra acestor excepții de la aplicarea regulilor. Instituțiile pe care acum le reprezentați în cadrul acestei dezbateri, bineînțeles că am convingerea că au întreprins măsuri pentru aplicarea legislației în domeniu. Dar care legislație? Trebuie să știți că nu este deloc simplă. Pentru că foarte mulți trimit la ceea ce înseamnă regulamentul anterior invocat la nivel european. Acestui regulament trebuie să știți că îi se alătură o foarte bogată legislație derivată la nivelul Uniunii Europene adoptată de tipul fie tot al regulamentului, fie al directivei. Și pentru că am asistat la un dialog cu un distins coleg care lucrează într-un domeniu la fel de important la nivel național, aduc în discuție o directivă care produce efecte oarecum simultan cu regulamentul 2016/679.
Distinsul coleg sigur îmi va da dreptate și poate să intervină pe timpul întâlnirii noastre și să-mi confirme sau nu faptul că a intrat în vigoare și o directivă, este vorba despre directiva 2016/680, privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul, atenție, revenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării în scopul pedepselor și privind libera circulație acestor date sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și abrogarea unei decizii cadru 2008/977 Justiție și Afaceri Interne a Consiliului. Această directivă a făcut obiectul unei transpuneri în legislația internă. Este coroborată, bineînțeles, cu directive adoptate în multe alte domenii. Directiva în cauză, să știți că face dovada adoptării unor excepții numeroase de la aplicarea regulamentului. Pentru că am văzut că sunt participanți din domenii dintre cele mai diferite, aduc în discuție, de pildă, directiva 2011/24 a Parlamentului și a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Pentru că știu că sunt colegi în anfiteatrul nostru virtual și din zona sănătății. Este bine să știe că și această directivă este foarte importantă și care vizează aplicarea legislației existente în materie. Dacă mi este îngăduit, din zona statisticii, am văzut că sunt participanți, vorbind despre un regulament și anume, regulamentul este ceva mai vechi, acesta 223/2009, privind statisticile europene și de abrogare a unui alt regulament. De ce? Pentru că materiile, domeniile în care noi desfășurăm activitatea au o guvernare generală dată de ceea ce știm că înseamnă regulamentul 2016/679 și o guvernare specială, adică legislație specială în materiile despre care noi am vorbit. Sunt colegi care lucrează în segmente care țin de comunicare și relații publice. Aici, de asemenea, avem legea pe care cu toții o cunoaștem, 544/2001, care conține deopotrivă reguli, dar și excepții de la aplicarea acestora. Foarte mulți m-au întrebat, domnule profesor, ce trebuie să facem noi în calitate de practicieni, oameni care trebuie să aplicăm legislația atât internațională, cea a Uniunii Europene, cât și legislația internă națională. Trebuie să pornim cu ceea ce s-a pornit acum, de fapt, cu această minimă cunoaștere. Aș adăuga eu, minimă cunoaștere, întotdeauna necesară și cu just cauză niciodată suficientă această minimă informație pe care noi o asimilăm de la o etapă la alta. Pentru că mie îmi place să aduc și argumente de fiecare dată când spun ceva. Spuneam că săptămâna aceasta sunt mai pregătit decât acum două săptămâni. Săptămâna viitoare voi fi mai pregătit decât sunt săptămâna aceasta. Am spus la un moment dat că o astfel de problematică este foarte, foarte importantă și la nivel internațional, și la nivel european, dar și la nivel național. La nivel european există Federația Internațională de Drept European, care în acest an la Haga a analizat aplicarea legislației în domeniu. A apărut un volum destul de consistent, este acest volum, trebuie să recunosc. Este un volum care probabil va intra și în bibliografia noastră de pregătire, dar care volum are un merit foarte important. Acest volum reunește experiența dobândită în domeniu, atenție, la nivelul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene.
Până la această etapă, eu am reușit să parcurg rapoartele de țară furnizate de către colegii din 10 state membre. De aceea, peste 2 săptămâni, probabil că voi reuși să parcurg informații care vizează și alte state membre ale Uniunii Europene, tocmai pentru a vă oferi dumneavoastră argumente clare cu privire la profesionalizarea statutului de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. M-a întrebat cineva concret, practic, ce ar trebui să facem. Prima chestiune este aceea de a lua foarte, foarte în serios o astfel de componentă a activității noastre. Cum putem lua noi foarte, foarte în serios? Destinând timp și nu numai activității de pregătire. La o activitate anterioară, cineva, pe drept cuvânt, spunea că este mai bine să investim în pregătirea noastră, să asigurăm prevenția unor activități care sunt neconforme legislației, decât să acționăm post, după ce s-au săvârșit, haideți să spunem, unele fapte care vin în contradicție cu legislația, fie națională, fie europeană, fie internațională. Este mai bine să ne pregătim aici. Care ar fi acele probleme? Sunt cele care, vedeți,